Bună, Oana, bine ai venit la Catine! Bună, îți mulțumesc de invitație! Prin ochii adultului de azi, cum ai descrie-o pe fetița Oana? Oana era o fată care credea că orice se poate face. Asta pentru că a văzut la părinții ei. Ai mei cumva m-au învățat că atâta timp cât nu încurc pe nimeni, eu pot să-mi realizez visurile dacă muncesc pentru ele. Oana era fata care se ducea singură la grădiniță, cred că de pe la 4 ani. Oana care visa să fie artistă, nu știa ce, îi plăcea să cânte, îi plăcea să danseze, îi plăcea să stea în fața oglinzii și să își imagineze că vorbește cu, nu știu, se uita la televizor foarte mult, de exemplu, la toate emisiunile cu dans și îi plăcea să-și imagineze că poartă un dialog cu jurații sau cu concurenții. Și așa făcea Oana, se uita în oglindă și își imagina că vorbește cu diferite persoane pe care le aprecia. Cum erau zilele când erai copil? Foarte frumoase, am stat la casă și tot timpul făceam activități. Mai mei mă luau la câmp, mergeam la cartofi cu mama, mergeam la fân cu tata și cu unchii mei. Mă jucam cu păpușile, cu vecinele mele, prietenele mele, colegele mele de grădiniță, de școală generală. Și toată ziua alergam, urcam în copaci, mă duceam la bunici, la făgărași, îmi plăcea să mă plimb cu bicicleta, cu rolele, îmi plăcea să fac toate activitățile. Eram o sursă de energie. Ai avut un vis în copilărie pe care l-ai îndeplinit recent? Visul meu cred că a fost să fiu artistă și cred că s-a împlinit pe partea cu dansul. S-a împlinit pentru că am dansat foarte mulți ani. Cred că și de asta am schimbat de la dans la actorie, pentru că simțeam că am făcut cam tot ce ține de mine în această țară, pe partea de dans. Mi-am îndeplinit toate visurile, am dansat cu toți artiștii pe care îi iubesc, am participat la multe emisiuni în care am fost în balet, la multe concerte, la fel am dansat și cred că visul acesta mi s-a îndeplinit. Și acum și visul cu actoria, pentru că eu mă uitam de mică la toate serialele posibile și imposibile și acum uite că joc și eu într-un serial și acum nu-mi vine să cred. Și domnul Bebe Cotimanis a fost majorizat la emisiunea de talente la care am participat, el a fost în juriu. Care este cel mai greu aspect al vieții de adult pe care în adolescență l-ai fi negat cu vehemență? Economiile! E foarte dificil să fii responsabil, să ai tot timpul pastă de dinți, detergent, șampon, gel de duș, e foarte dificil să le ai tot timpul. Cred că mi este cel mai greu să mă organizez și nu apreciam ce fac ai mei pentru noi. Păreau că toate lucrurile sunt în ordine, noi trebuia doar să fim. Eu mai am o soră și tot timpul vorbeam cu ea și ziceam, păi noi pe la 20 și ceva de ani o să ne căsătorim, o să avem copii, totul o să fie bine, nici nu ne imaginam ce ne așteaptă. Dar oarecum părinții mei m-au învățat, adică pe amândouă ne-au învățat să ne descurcăm, pentru că, uite, de exemplu, mama tot timpul m-a învățat să fiu, nu știu, de la ea cred că am moștenit sensibilitatea, bunătatea, ea este cel mai bun exemplu pentru mine de așa da în ceea ce privește omenia. Și de altfel m-am învățat și să muncesc și cât de importantă e munca. Ți-am zis, mă lua cu ea la cartofi. Și tatăl meu m-a învățat cu orice se poate și cred că de la el am moștenit creativitatea, pentru că orice se strica, el repara. De exemplu, știu, mi-amintesc că mi-a construit o bicicletă cu bunicul meu și eu asistam la toate aceste lucruri. Și mi-am dat seama ulterior, pe la 25 de ani, cam așa, că toate lucrurile din copilărie și toți oamenii pe care i-am întâlnit m-au influențat în ceea ce sunt eu astăzi. Și uite, mama, de exemplu, m-a învățat să gătesc, găteam cu ea. Și lucrurile astea au rămas cumva în mine. Ei mi-au dat libertate totală, dar din felul cum se comportau cu mine și activitățile pe care le aveau și în care mă implicau și pe mine, m-au făcut să fiu responsabilă și să nu întrec, să nu mă arunc la orice. Ne poți face un portret al mamei tale și al tatălui? Da. Mama, cum am spus, este
cea mai sensibilă persoană pe care o știu, cea mai bună persoană pe care o știu. Când avem musafiria, tot timpul este ce mai ai nevoie, pune tot ce e mai bun pe masă, gătește, se pregătește cu nu știu câte zile în urmă, mă sună, dar este bine, dar uite, de exemplu, dacă vin cu prietenii, ce-i place lui X să mănânce, ce-i place lui Y să mănânce, unde vrei să mergeți, vă ajut eu. Și tata este cel de la care am moștenit și simțul umorului. Face cele mai bune glume, noi ne distrăm împreună, ne sunăm pe FaceTime și râdem în continuu. Și el este omul care a muncit foarte mult pentru ce are, are foarte multe mastere, a făcut facultăți, chiar a muncit foarte mult în viața lui. Și este omul care mi-a dat încredere, la fel și mama, amândoi m-au ajutat să-mi crească aripile. În orice mi-am dorit, ei au fost lângă mine. Dacă mi-am dorit să dansez, au fost lângă mine. Bine, cu mici excepții, că nu m-au lăsat să vin direct la liceu de coreografie, mi-au zis să faci tu liceu ca lumea, să ai așa câteva cunoștințe. Și acum cu actoria, la fel, ei sunt cei mai mândri, ei mă susțin în tot. Tata, dacă aveam nevoie de vreun decor pentru ceva, el era cel care venea la București, făcea toate poftele, toate ideile mele, mi le punea în practică. Ce ai învățat din căsnicia părinților tăi? Că lucrurile nu sunt întotdeauna frumoase neapărat. Lucrurile mai sunt și grele. O căsnicie înseamnă suport. Trebuie să fii pentru celălalt și la bine și la greu. Și chiar dacă... Uite, de exemplu, noi când am fost mici, n-am avut așa multe posibilități materiale. Dar cu dragoste, uite, mi-amintesc că mama mă trimitea să cumpăr mezeluri pe datorie, pe caiet cumpăram. Dar cu toate astea nu m-au făcut să mă simt că noi n-avem. Felul cum își vorbea unul altuia, cum activitățile pe care le făceau împreună, în care ne implicau și pe mine și pe sora mea, m-au făcut să nu consider faptul că noi n-am avut posibilități atunci când eram mici, să consider că a fost ceva rău. Și la fel am învățat de la ei că dacă muncești, poți să reușești. Aș vrea să mergem către pasiunile tale. Care este frumusețea dansului prin ochii tăi? Dansul a fost prima mea dragoste. Am dansat de la 6 ani. M-a dus mama la gimnastică prima dată și s-a întâmplat că eu eram foarte, să zic așa, înțepenită, nu prea mă mișcam atunci, pentru că începusem cu gimnastica și nu, corpul meu nu era pregătit, eram și foarte rușinoasă când eram mică, nu-mi plăcea să ies în față neapărat și tot timpul eram acolo în spate, mă ascundeam. Și cred că am început la 6 ani și prin clasa a 6-a am fost la un concurs, eu deja începusem să fac dansurile pentru sfârșit de an la școală sau la serbarea de Crăciun. Și am luat un premiu, premiu special al juriului. Și atunci cred că am prins încredere în mine și am zis, măi, eu pot să fac. Și în dans mi-am găsit, m-am ascuns foarte mult și în dans de toate problemele pe care le-am avut, toate dezamăgirile. Când ești copil, ai multe dezamăgiri în dragoste, că te îndrăgostești azi, te îndrăgostești și mâine, poate nu primești același răspuns înapoi. Și dansul cred că a fost refugiul meu. Azi te mai refugiezi în dans? Da. Dansez, fiecare zi dansez. Cum te-au modelat ca femeie dansurile? Cred că cel mai mult m-au învățat să am o ținută, să fiu în formă, că am făcut mișcare tot timpul, să am o disciplină pentru că am fost în foarte multe turnee unde trebuia să te trezești la ora aia, să faci aia, să te duci la antrenament, să fii pe scenă, să... Mi-au dat și încredere și curaj să fiu în fața oamenilor. Mie îmi plac foarte mult oamenii și dintotdeauna mi-am dorit, asta m-a învățat și mama, să fiu bună cu ceilalți și să-i ajut. Și dansul mi-a dat posibilitatea asta, adică eu puteam să ofer ceva, să ofer un sentiment, o trăire, o bucurie, fiind pe scenă. Și dansul m-a învățat multe, chiar a fost lângă mine, m-a ajutat, uite, de exemplu, când am ajuns la București, am început să-mi câștig și banii din dans, pentru că am fost la concerte, la videoclipuri, reclame cu dans, foarte multe.